Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Luigi Bărăgoiu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Eveniment. Invitatul ediției de astăzi este colonelul în rezervă Păunel Andrușceac, inspector de specialitate, compartiment protecție civilă, situații de urgență în cadrul primăriei municipiului Rădăuț. Domnule colonel, mă bucur că vă revăd aici în studioul televiziunii Cromtel. Bună ziua, mă bucur și eu să ne revedem într-adevăr și vă mărturisesc că vin totdeauna cu aceeași plăcere și bucurie, dându-mi posibilitatea să diseminez informații necesare populației din municipiul Rădăuț pe linia specialității mele pe care o am în primărie. Informații care sunt de interes, aș spune eu că pentru toți telespectatori, în condițiile în care televiziunea Cromtel se vede în 200 sau în aproape 200 de localități din județele Suceava, Neamț și Botoșani. Aceste sarcini ale primăriei pe linia protecției civile și situații de urgență nu s-ar putea executa în întregul lor fără sprijinul consistent al presei, pentru că este principalul canal de comunicare, de aducere la cunoștința populației a tuturor evenimentelor, a măsurilor. Deci face parte, să zic, parte neoficial din acest sistem de protecție civilă. Intrăm în pâine. Domnule colonel, când v-am prezentat în calitate de inspector de specialitate în cadrul primăriei municipiului Rădăuț, am spus colonel în rezervă Păunel Andrușceac. Poate pentru telespectatorii care văd acum pentru prima dată, ar fi bine să vă faceți un scurt CV. Da. Deși nu-mi place foarte mult să vorbesc despre mine, știți, eu vorbesc fapte, nu vorbesc vorbe. Sunt născut în 1960, am absolvit în Rădăuți, locul meu de baștină este Costișa, de peste râu. Am absolvit liceu militar în 1979. Acolo cred eu că am avut parte de o formare bună, profesională, generală, teoretică, după care am urmat școala militară de ofițeri activi, arma grăniceri la Sibiu. Am absolvit în 1982. După absolvirea școlii generale, am optat pentru aeroportul internațional Otopeni. După școala de ofițeri. După școala de ofițeri. La punctul control trecere frontieră București Otopeni. La PCTF. La PCTF, cum se, da, cum erau acronimele cunoscute, după care am lucrat succesiv în Comandamentul Național al Grădicerilor și începând din 1995, ca tot românul, ne-am retras și noi către casă. Am lăsat Bucureștiul alert și aglomerat pentru liniștea Rădăuțului. Prea mare liniște nu a fost, că n-am stat degeaba nici aici. Am lucrat pe linia resurselor umane până în 2007, când am trecut în rezervă. Între timp am absolvit Academia de Poliție, Facultatea de Drept, un curs de management general și alte cursuri pe care nu simt nevoia să le înșir acum în CV-ul meu. O carieră, să zicem, normală. Nici vârful piramidei. Așa spuneți dumneavoastră, cu modestie, da? Vă mulțumesc, da. Iar în primăria Rădăuț, de când activați? În primăria Rădăuț lucrez din 2015, când am dat concurs pentru ocuparea acestui post, fiind obișnuit cu un ritm de activitate, să zicem, mai alert, care nu se pretea la situația mea de rezervist. Desfășor activitate și pe linia Asociației Naționale Cadrul Militar în Rezervă, și mai nou am înființat și filiala Culturii Eroilor, o subfilială filialei Plăieșii din Suceava. În regulă. Pentru că telespectatorii au aflat mai multe despre dumneavoastră, cei care nu v-au mai văzut până acum. Dumneavoastră, așa cum v-am prezentat, inspector de specialitate, compartimentul protecție civilă, situații de urgență în primăria Rădăuți. Care sunt atribuțiile dumneavoastră? Sau să vă întreb altfel, ce se întâmplă acolo? Cu ce se ocupă? Care sunt problemele care, în care trebuie să intre cei de acolo, din compartimentul dumneavoastră? Deci, unitățile administrativ-teritoriale locale
au sarcini în ceea ce privește integrarea lor în sistemul mare de protecție civilă și de situații de urgență. Sunt două compartimente, două linii de acțiune care au puncte comune, dar sunt două compartimente diferite care au legislații diferite. Repet, chiar dacă pe linia acțiunilor întreprinse, ele se întrepătrund în foarte multe locuri. În ceea ce privește protecția civilă, primăria face parte din Sistemul Național al Protecției Civile și se referă la monitorizarea, intervenția în măsura în care posedă mijloace sau în cooperare sau prin convenții încheiate cu operatori economici alături de serviciile profesioniste, și aici mă refer la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență cu detașamentul din zonă, la calamități, la fenomene meteo deosebite, la inundații, la asanarea terenului de muniții rămase. Nu am avut cazuri în zonă, dar pe teritoriul județului Suceava au fost asemenea chestiuni. Aici există un serviciu specializat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Protecția civilă se mai referă mare în atenție, inclusiv adăpostirea populației în caz de atac aerian. Are atribuții pe linia evacuării populației în caz de calamități și de necesitatea schimbării locului de dispunere în anumite momente. Pe linia situațiilor de urgență, în special se referă la colaborarea, intervenția, monitorizarea, luarea măsurilor de prevenire a incendiilor, intervenția în caz de inundații, în caz de alunecări de teren, în caz de înzăpezire, deci tot ceea ce înseamnă fenomene naturale și fenomene tehnice produse de mâna omului prin neglijența omului, pe linia competențelor fiecărui organism în calitate și a mijloacelor de care dispune. Deci ele sunt integrate într-un sistem național de management al situațiilor de urgență. Am înțeles. Pentru că în ultima perioadă ne-am lovit nu numai noi aici în capătul țării, în nordul țării, de tot felul de fenomene meteo care sau despre care știm cu toții că numai bine nu au făcut. Vreau să vă întreb, există în cadrul primăriei un serviciu de permanență apropo de situații de urgență? Dumneavoastră sunteți ca și în armată, tot timpul trebuie să fiți în priză sau aveți un program 8-16 și după ora 16... Nu, în principiu programul este de la 8 la 16, dar asta nu exclude, ba chiar din potrivă, suntem disponibili indiferent de oră, în momentul în care se instituie coduri în ceea ce privește starea vremii, începând de la codul portocaliu, la nivelul primăriei se instituie o grupă operativă formată din lucrători ai primăriei, din lucrători ai serviciului, ai compartimentului, ai poliției locale. Această echipă este repartizată pe anumite ore, dar poate fi întrunită și în plenul ei. Și în funcție de situație, ea răspunde la sesizările cetățenilor, luând măsurile ce se impun, monitorizează activitățile. De exemplu, dacă sunt inundații, da, se monitorizează nivelul apei în creștere, în scădere, pentru a se lua măsurile care se impun. Ei, în momentul în care situația depășește un anumit grad de pericol, se convoacă Comitetul Local pentru Situații de Urgență și de aici deja intră în acțiune sistemul de aducere la serviciu de... Alarmare, acum era. O alarmare, să-i spunem așa. Da, da. Ele sunt chestiuni logice, gândite, izvorâte din practică, din necesități și încă mai sunt multe de rezolvat apropo de modul de acțiune în diferite situații. Presupun că în aceste momente, în aceste situații, țineți legătura și cu prefectura, nu?
Bineînțeles, informăm prefectura, informăm și prin Inspectoratul Situațiilor de Urgență, pentru că și dânsii, de exemplu, când au sesizări pe 112, ei nu pot ieși la toate sesizările cetățenilor, gen a căzut pisica de la etajul 4 pe pervazul de la etajul 3. Pentru că e o chestie ca să scoți forțe de intervenție care sunt necesare pentru intervențiile un incendiu. Și atunci noi cu mijloacele noastre, la nivelul care poate acționa primăria, acționează primăria. La nivelul compartimentului de aici, de la compartimentul de specialitate, mă refer la specialitatea noastră, trebuie o anumită dotare sau dispuneți de o anumită dotare? Dispunem de un minim de dotare în ce privește mijloace tehnice, mijloc de transport, scule de intervenție, da, clești de tăiat, mașină de găurit, trusă de scule, scară, deci minimum de intervenție. Normal ar fi trebuit să avem și un serviciu voluntar pentru situații de urgență, dar spre rușinea mea nu am reușit să facem anul acesta acest serviciu, motivul principal constituindu-l lipsa unei autospeciale pentru stins incendii. Recunosc că din cauza fondurilor financiare nu s-a reușit achiziționarea. Ea, la rândul ei, presupune existența unei remizii, a unei echipe de reparație, a unei întreținere, a unui personal specializat. Altă lege ne spune faptul că acolo unde există un serviciu profesionist, și aici mă refer la detașamentul pentru situații de urgență, n-ar fi obligatorie, deși ordinul de acum e un ordin, repet, nu o lege, spune că trebuie să fie la fiecare unitate administrativ teritorială. Eu cred că o să reușim să facem și chestiunea asta, inclusiv cu voluntariatul și cu... Sunt mulți oameni care și-au manifestat dorința să participe, dar trebuie să ții seama de anumite criterii ce privește vârsta, sănătatea, condiția fizică, specializarea. Deci... Eu cred că ar prinde. Da, ar prinde, da, eu am sondat, ei beneficiază deja în Consiliul Local, s-au stabilit și un minimum de drepturi pentru acești oameni care participă în mod voluntar. O serie de facilități în ceea ce privește plata unor impozite, în ceea ce privește acordarea unei indemnizații pentru ora prestată în condiții de, da, intervenție la incendiu. Dar, repet, nu ne putem compara sau nu s-ar putea compara un serviciu voluntar de urgență cu dotarea și profesionalismul detașamentului de pompieri de la Redoux. Și să fim, da, sinceri... Dar pentru intervenții, să zicem, de mică amploare, ar fi foarte binevenite. Inclusiv la salvări, de la inundații, de animale, de oameni, de... ar putea face treaba asta. Și am să mă chinui să încerc să... O să rezolvați. Da. Domnule colonel, v-aș întreba, pentru că, așa cum ziceam și adineauri, ultima perioadă a plouat, nu numai la Rădăuț sau în zona noastră, a plouat toată țara. Ne-am confruntat aici în România cu probleme mari. Au fost și la Rădăuț, dar nu cu aceeași sau de aceeași intensitate cu cele din vest sau mai de prin sudul țării. Ce ne puteți spune despre aceste inundații? Pentru că au existat și la Rădăuț curți inundate, nu? Da. Problema inundațiilor în Rădăuț ține în special de partea de nord a municipiului, de Pozân și de canalele colectoare Temnic, Molnița, Băhneanu, care există în partea de nord și care traversează orașul. Acum aici ar fi mai multe cauze. La Pereul Pozen, de exemplu, apa se, deși în ultimii ani nu am avut depășiri peste digul de protecție al râului, el alimentează totuși prin pânza freatică pe dedesubt și adună și dinspre partea Horonicului. Iar canalele care traversează și care ar trebui să colecteze apa către ieșirea pe calea Cernăuți spre Sucevița, da? Nu sunt foarte bine întreținute, ba chiar aproape deloc. Ele trec prin grădinile oamenilor, s-au construit acolo foarte multe case. E relativ greu de intervenit cu mijloace pentru decolmatarea acestora, deși
Noi am prevăzut și anul acesta să încercăm o decolmatare cel puțin a celor principale care colectează apă. De aceea se întâmplă într-adevăr, sunt câteva zone care știm că atunci când plouă se adună apa, iese din șanțuri. Aici aș face și o paranteză. Obligația de desfundare a șanțului și a podețului din fața curții revine și cetățeanului. Deci, eu nu știu dacă nu e o hotărâre de Consiliul Local. Există care și o hotărâre în sensul ăsta de menținere a rigolelor și șanțurilor în stare de... S-au construit poduri cu tuburi foarte mici care nu izbutesc în anumite momente să preia toată apa de pe șanță. Noi, de exemplu, în zona Jalcăului, noi am construit șanțuri acolo de evacuare și care funcționează și este în regulă. Acolo s-a rezolvat o problemă. Dar, repet, în ceea ce privește atitudinea cetățenilor, nu vreau să generalizez, evident, nu este foarte corect să sun la 112 cât ți s-a inundat curtea și în fața curții tale podețul este înfundat și șanțul neîntreținut, necosit, Sigur, se întâmplă, deci, multe situații de genul acesta și noi ne chinuim, dar, cum să zic eu, ar trebui un plan mare de decolmatare a râurilor, de repararea podețelor, a șanțurilor, ca să putem colecta tot ceea ce se adună. Domnule colonel, să fim sinceri, cel puțin după Revoluție, până la un moment s-a construit, mă refer numai la Toplița, păi ne-a caisă fără autorizație și a împușcat o căsuță chiar în... deschide geamul la sufragerie și privește în Toplița. Mă rog, poate că exagerez. Da, pentru confortul vederii și pentru plăcerea vederii este o situație, dar în momentul în care se apropie ploaie, deja se schimbă, da, și devine din admirator, devine petent. Da. Da. Sigur, s-ar putea s-ar putea să existe și situații de genul acesta, pentru că bănuiesc că nu s-au dat autorizații în Blaștina acolo să-și construiască, da. Eu mă aduc aminte, eram în copil, eu știu, prin anii 70 și de inundații mari în Rădăuți, pe strada Punei, la acea vreme nu era modernizat, nu apăruse cartierul Primăverii și mi-aduc aminte Toplița care inundase strada Punei, eu știu, de la intersecția cu Pudnei, cu strada Topliței, până în piața Agro, cum era în formatul de atunci. Da. E, cum la fel de bine mi-aduc aminte în urmă cu, cred că prin 2007-2008, când Pozenul se umflase, cum se spune, da, și Rădăuțiu era la o situație delicată, ca să nu de acolo altă. Vine, de acolo vine pericolul cel mare. Deci noi în 2016, da, când a fost, a ieșit Pozenul, da? Da? Deci majoritatea cantității de apă venea de pe zona de acolo. Deci chiar dacă Temnic, Băhneanu prelua, canalul prelua în mare parte apa care venea dinspre Horodnic. Aici aș mai face o precizare, dacă îmi permiteți. Când au fost zilele trecute ploile abundente, dar spre norocul nostru de scurtă durată, mulți cetățeni m-au reclamat faptul că s-a adunat apa pe străzi. Da, a fost pe Ștefan cel Mare, a fost în fața catedralei, a fost pe Ion Nistor, unde îmi permit să spun că s-a întâmplat acolo, deci cineva, o betonieră, și-a golit restul de beton într-un cămin de evacuare, și ceea ce nu e corect și nu e cetățenesc și nu e civic, ba mai rău, știți. Sigur, la câteva minute după încetarea ploii, apa s-a evacuat. Au și o anumită capacitate și canalele de scurgere. Și nu se poate concomitent în același timp să scurgă toată apa de pe străzi. Asta e. Ploi, cantitate mare, în perioadă scurtă de timp. Dar majoritatea problemelor sunt rezolvate din punctul ăsta de vedere. Mai sunt câteva puncte, repede. Deci Dobrogeanu Ghera, pe Ion Nistor, pe Dimitre Dan, aici pe Ștefan cel Mare, preiau și ele câte pot. Se chinuie directorul de la ACET să repare situația și se pare că va reuși dacă dă dovadă. Aici e o chestie sensibilă cu ACET-ul, pentru că a existat acel program în sfârșit. Da. Așa cum spuneați dumneavoastră, problemele care nu au fost rezolvate sunt rezolvabile, nu? Rezolvabile. Evident că da. Trebuie și puțină
cum se spune, bună intenție. Da, și înțelegere și conciliere din partea tuturor, știți? Înseamnă că dacă ar fi să rezumați perioada de care am aminteam mai înainte, zilele trecute, săptămâna trecută, nu au fost totuși probleme grave. Nu au fost. Noi am monitorizat la 4 ore, deci când au fost perioadele de ploi intense pe o perioadă de o zi, două, noi am monitorizat la 4 ore nivelul apei în toate canalele de acolo. Și încă se putea duce. Încă se putea duce. Inclusiv evacuarea pe calea Cernăuță acolo. Deci ne-am descurcat relativ bine. Sigur, am mai intrat apă într-o curte. Se întâmplă. La o inundație se întâmplă. La margine. Dar per ansamblu nu au fost situații deosebite care să afecteze bunuri materiale deosebite și... Nu. Da, la margine au fost probleme la Sucevița și șoseaua... Da, cunosc acolo. E fenomenul acesta care se întâmplă, deci este cod pe zona Rădăuțului și plouă la Sucevița. Probabil că nu pot să nimerească chiar cu exactitate locul. Sau plouă într-un cartier la Rădăuțul, că am văzut și asta, plouă pe calea Bucovine și aici este uscat. Da. Deci astea se întâmplă la un nivel local, știți, aproape pe coordonate. Dar, repet, e sub control încă fenomenul. Până, Doamne ferește, de un diluviu, știți, de o chestie. Dar în momentele astea se intervine. Deci se apelează la operatori economici, unde e cazul de desfundat, de degajat, se intervine. Primăria, cu serviciile comunale care sunt operatorul nostru pentru salubritate și care avem convenții și cu alți operatori economici, care intervin la chestiunea asta. Da, mă gândeam la acea vorbă pe care... O știm de când eram copii, dacă plouă în mai, avem mălai. Numai că la noi a plouat din mai până în iunie. Nu? Da, total nepotrivit ar fi o secetă acum, știți? Da. Da. Așa că tot la cheremul naturii suntem un pic. Încă. Și dacă privim în spate, în perioada inundațiilor, cel puțin în zona noastră, dar nu numai în zona noastră, cam astea, de pe la mijlocul lui iunie până... Acolo se hotărăște soarta recoltei și da. Dar să sperăm că nu vom mai avea probleme. Sigur. Sigur, sperăm. Poate că ceea ce se întâmplă acum afară, am trecut de la ploaie și, scuzați-mă, și temperaturi nu tocmai normale pentru luna iunie, am trecut la canicul aici în nordul țării. Exact. Exact. Față de anii trecuți în care sudul era în cod portocaliu sau roșu de caniculă, nordul. Nordul, estul, vestul, Oradea, zona aia, da. Dar ce mai este cum trebuie în ziua de astăzi? Sau puțin au mai Nici rămas? Măcar vremea. Nu mai zic de vremuri. Iar la Rădăuță a fost o perioadă, nu, bunicică, sau întinsă de cod portocaliu. Au fost de 2 ore s-a instituit codul portocaliu prin ordin al prefectului. Și atunci s-a instituit echipele de permanență. Probleme cu râul Suceava n-am avut deocamdată. Nu, râul Suceava n-are influență directă pe zona Rădăuțului. Poate Sucevița aici când are perioadele lui de inundații așa, dar n-a fost de data asta. S-a umflat într-adevăr, dar nu la cote alarmante. Nu, pentru noi deci canalizarea și canalele din care traversează Rădăuțul. Păraile, ele au regim de... Nu intră sub jurisdicția Segheaului. Și atunci, în ceea ce privește gospodărirea lor, obligația gospodăririi revine unității administrativ-teritoriale. Deci nu putem beneficia de un ajutor din partea Seghea pentru îndiguiri, pentru decolmatări și așa mai departe. Trebuie să ne descurcăm pe plan propriu. Da. Sunt pârâiașe, pârâie. Da? Pârâiașe care cu atunci putere, când se supără, da, știm da, ce au da. Făcut. Domnule colonel, am ajuns la mijlocul emisiunii, condiții în care suntem obligați să facem o pauză de publicitate, așadar revenim imediat.
Am revenit în studio, aici la televiziunea Cromtel, după publicitate. Vă reamintesc, suntem la raport de evenimente, iar invitatul ediției de astăzi este colonelul rezervă Păunel Andrușceac, inspector de specialitate, compartiment protecție civilă, situații de urgență, primăria municipiului Rădăuț. Domnule colonel, la finele acestei săptămâni rădăuțenii vor vedea ca ultimii ani un elicopter micuț care cu siguranță va face bine. Vorbim despre un aviotratament, dar cred că dumneavoastră ne puteți spune mai multe și despre cel împotriva insectelor, a țânțarilor și despre cel cu vulpile, nu? Da, cu vulpile este o acțiune, un program național, de fapt, de combatere a rabiei la vulpi. El se concretizează prin amplasarea unor momeli în zonele în care s-au observat mai multe vulpi și sarcina primăriei la momentul acesta, în cadrul acestui program, la solicitarea Direcției Sanitar, Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin Prefectura Județului Suceava, ni s-a solicitat sprijinul să facem un minimum de informare în ceea ce privește această activitate. De ce? Pentru că acum arealul ăsta de extindere a vulpilor e cam aproape în preajma locuințelor. Vorbesc de Lunca Volufățului, de Osoi, de... Și atunci, pentru a preveni incidente de genul, dacă un animal de casă ingerează acea momeală, sigur că nu este în regulă, nu mai vorbesc de copii sau de... Drept pentru care s-a efectuat informarea ca atare și inclusiv de la Asociația Județeană pentru Vânătoare și Pescuit Sportiv, care dânși și evident sunt în temă, dar noi am făcut informarea ca atare. În ceea ce privește efectuarea dezinsecției în spațiile publice cu ajutorul unui elicopter, deci o tehnică de împrăștiere a substanțelor sub formă de dispersie în aer, acest lucru se efectuează, așa cum a spus dumneavoastră, în fiecare an. Anul trecut s-a efectuat în august, destul de târziu. Eu am preluat această activitate de la fostul meu coleg. Am fost silit să studiez foarte mult despre substanțe și despre proceduri și despre tehnica. Așa, am cerut sprijinul unor specialiști în agronomie, pentru că, de exemplu, substanța care s-a achiziționat anul trecut, în acest an nu mai are autorizația de punere pe piață, agrementul european. Apropo de criteriile pe care sunt stabilite la nivelul acesta. Atunci am fost silit să caut alte substanțe, să mă documentez, dar sigur că, având informație la dispoziție și ajutorul unor persoane, am reușit să dau de cap la acest lucru. Reiau societatea care execută această operațiune, este o societate din Oradea, care am avut o colaborare bună și în anii trecuți. Societate autorizată pentru acest evident, gen. da, pentru efectuarea de aviotratamente. Va veni un elicopter de la Oradea. Dacă vreți amănunt, are un rezervor de 600 de litri, care el vine, alimentează, deci solventul este apa, solventul folosit, e un solvent ușor, deci el se poate și cu cherosen, deci sunt și alte tehnici, dar noi am ținut seama de locul în care se distribuie substanța. Se face soluția și pe radarul lui apare tot orașul cu cele 300 de hectare, atât este calculat, toate cursele pe care le-a făcut și vedem gradul de acoperire. Sigur, asta se referă la parcuri, la zonele locuite. Substanța folosită este Agva Caotrin, EC250. Nu mă pricep foarte bine la denumirile științifice și chimice. Ea acționează asupra tărătoarelor, zburătoarelor, deci insectelor care produc disconfort în mediul urban, prin ingeste sau prin contact. Domnule colonel, da, țânțar, lacă, pușe, nu? Exact, ce creează disconfortul nostru, ce ne pișcă, ce ne înțeapă, ce ne suge sângele, mă iertați. Da.
Ea va avea loc în data de 15, repet, deci între orele 19, adică sâmbătă, da, între orele 19-21 și dimineața duminică pe 16, între orele 6 și 8. Asta ține de starea meteo, deci după apusul și înainte de răsăritul soarelui, pentru că atunci atmosfera este curată, substanța poate ajunge, se poate depune la locul faptei acolo. Acum, fiind sâmbătă și duminică, probabil nu va fi foarte multă populație. Am mai spus-o și altă dată, efectele secundare periculoase sunt extrem de reduse pentru ființa umană, dar este bine de evitat, pentru că unele persoane pot să aibă un grad mai mare de, eu știu, să fie alergice la dumneavoastră, o sensibilitate sporită, da. Și e bine să evite în aceste două ore parcurile copiii. Persistența la în aer este de 24 de ore. Repet, la nivelul solului sau pe ce se așează este de 60 de zile. Dar este în extremă diminuare și iar după prima ploaie probabil că nu va rezista foarte mult. Deci nu vor fi efecte periculoase din această substanță. Ei, trebuie să recunoaștem că noi rădăuțenii că în ultimii ani s-a dovedit a fi eficient sau s-a dovedit a fi eficient acest tratament. Se pare că da. El poate fi și repetat în cazul care prin observație vedem că eficiența nu a fost cea scontată. Acum, în această zi și ieri și astăzi, se face stropirea efectiv împotriva căpușelor la nivelul solului, prin stropire manuală. Altra separat de celălalt. Da. Nu știam. Deci, asta nu se face neapărat la o sesizare a unor persoane, deși s-au făcut sesizări în acest sens. E o activitate normală a primăriei pe care a perceput-o că e necesară a fi executată și să se execută. Și să acoperă toată suprafața municipiului sau în 300 zonele. De hectare, e vorba de mă refer la, perimetru. La căpușe, la stropitul. Da, pentru, da, 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 se acoperă. Se acoperă. Sunt niște reguli acolo că se evită apa, ia substanța asta fiind foarte periculoasă pentru viețuitoarele subacvatice, acvatice. Da. Deci în zona ochiilor, care e și o zonă protejată, știm foarte bine, nu se va da acolo. Dar zonele de locuit, parcuri, spații verzi, acolo unde se adună aceste insecte. Practic se acoperă toată suprafața. Dacă vedeți, o să vă arăt diagrama după efectuarea lucrării, se vede că e acoperit aproape tot perimetrul orașului. Vreau să vă întreb, acest aviotratament, cel de la sfârșitul săptămânii, este scump? Vreau nu să vă spun că s-a păstrat același preț de anul trecut, datorită colaborării noastre fructuoase și seriozității profesionale a echipajului care a venit și a executat lucrarea. Deci anul trecut am lucrat direct cu ei și vorbesc de seriozitatea contractuală și a seriozității și a profesionalismului cu care își fac treaba. Nu au fost scumpiri, nu au fost o ridicare de prețuri. Este destul de scump. O oră de zbor costă cam 2800 de lei. O oră de zbor. Da. Într-adevăr. Și cu substanța și cu... Da, da, da. Este o sumă considerabilă. Da. Dar face parte din necesitatea de a întreține orașul într-o stare de confort pentru cetățeni și sigur. Așa este. Bine. Cu aviotratamentul am lămurit-o. V-aș mai întreba, pentru că există sau încă sunt o grămadă de nelămuriți, de ce sună alarma pentru atac aerian? De asta vă întrebasem și înainte de a intra în studio. Periodic, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă niște exerciții. De ce bat clopotele medică, știți? Da. Da. Acest exercițiu a fost impus de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se desfășoară... Deci la nivel național. La nivel național. Așa. Se desfășoară în toate orașele, municipiile, acolo unde există mijloace de alarmare și aici e vorba de sirene. Se desfășoară în prima zi de miercuri a fiecărei luni, cu excepția lunii trecute și celelalte luni, în care una a fost
o sărbătoare, da, și în cealaltă era, se succedau codurile de vreme rea. Vă dați seama că o sirenă peste toate chestiunile astea n-ar fi făcut decât să alarmeze și mai mult populația și nu era cazul. Deci au o anumită logică. Alarmele care se dau, deci, prin acționarea sirenelor de către personalul specializat, voluntar al, și din primărie, are semnificația de alarmă aeriană. Reacția cetățenilor când aud aceste alarme, într-un caz real, e prima reacție, trebuie să fie cea de autoadăpostire, da? După care intră în funcțiune celelalte mijloace de informare, de mobilizare, de, dacă este cazul. Eu le consider utile, pentru că măcar oamenii știu semnificația și știu primul pas pe care trebuie să-l facă. Noi rămâne să completăm restul. Noi și cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul colectivilor didactice și în școli am încercat și cred că am și reușit în mare parte să fie pe de-o parte și obișnuită lumea cu asemenea chestiuni, pe de altă parte să cunoască și semnificația și pe de altă parte să vedem și noi gradul de funcționare a acestora. Cum sunt deservite și timpul în care reacționează, timpul de reacție, de răspuns. Vor continua și pe viitor asemenea exerciții până la noi ordine. Da. Ați spus că imediat ce auzim aceste alarme, condiții de Doamne ferește, adăpost din asta pentru atac aerian. Există, sau câte mai există în Rădăuți? Am mai discutat noi. Am mai discutat acest lucru. Situația se prezintă la fel ca și anul trecut. Deși construcțiile civile, legea spune acum, cu o suprafață mai mare de 500 de metri, trebuie să aibă adăpost. Deci prin proiect, construcțiile civile. Nu avem un adăpost antiaerian după standardele regulamentare, să mă exprim așa, care impune existența unor sasuri, unor filtre, unei capacități, aerisire, ventilare, protecție și așa mai departe. Aceste adăposturi, vă spun că se pot construi într-un timp foarte scurt ca adăposturi speciale, dacă e cazul, un caz de război, dar spații care pot fi folosite la nivelul municipiului Rădăuți sunt, și acesta nu este și nu trebuie să fie un secret pentru nimeni, la Catedrală, la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, la Biserica Sfinții Arhanghel Gavril și Mihai, la Biserica Sfânta Parascheva și la Biserica Nouă din cadrul ansamblului Sfântul Nicolae Bogdana. Acesta, din urmă, este, cum să zic, destul de... El oferă o oarecare protecție, dar nu are decât un chepeng de intrare, de ieșire. Deci nu este dintre cele mai potrivite pentru chestiunea asta. În zona mea, Viteazul, nu există? Parcă exista unul, eu așa țin minte. Nu, noi am făcut o monitorizare și un control la toate blocurile de locuințe care au subsolurile și care, sigur, pe timp foarte scurt și pot fi folosite... Dar am găsit aici foarte multe improvizații folosite, blocate căile de acces, lucru care este cu desăvârșire interzis, în primul rând pentru protecția oamenilor de acolo, care în caz de incendiu nu pot face evacuarea, nu se poate permite accesul trupelor de pompieri pentru intervenție. A doua ușă de evacuare blocată, construită în dreptăie, făcute anexe. Sigur, cu ajutorul urbanismului am mai desfințat asemenea chestiuni și am primit și ajutor din partea asociațiilor de proprietari care au niște președinți responsabili acum. Mare parte. Chestiunea. Da. Responsabili. Da. Și am mai reușit să eliberăm. Vom continua așa această activitate și vom fi un pic și mai drastici în legătură cu chestiunea asta, acolo unde într-adevăr se dovedește chiar rea voință. Eu înțeleg că omul mai are un acaret, mai are o chestie la bloc, e mai greu. Dar nu poți să modifici, de exemplu, un apartament, o garsonieră și să-i duci peretele până în dreptul tabloului de electric. Deci nu încape aici 20 de centimetri. Asta e chestiune de irresponsabilitate. Într-un caz de incendiu, ce să vă spun?
De neconceput asemenea treabă. Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră despre obligativitatea de a avea adăpost la o suprafață, nu? 500 de metri pătrați locuit. Dacă rețin foarte exact. Păi cine își face o casă cu 500 de metri pătrați locuibil, poate să-și facă și o cramă sănătoasă. S-ar putea ca suprafața să nu fie cea corectă, dar de la o anumită, așa, sunt obligate construcțiile civile să aibă un adăpost. Nu, dar cine își face o cramă. Poate să-și permite sănătoasă. O cramă, da. Și bănuiesc că este și interesat, știți, în alte țări a devenit o afacere a fabricare de, da? De construcție de adăposturi. Păi vedem pe calea da, asta de... Da. Da, domnule colonel, vreau să vă întreb în compartimentul dumneavoastră poate aplica și oarece sancțiuni? Poate propune. Așa. Sau o persoană din... Poate propune administrație locale, primării? Primarului, sau... da, așa. Poate propune primarului aplicarea unei contravenții, unei amenzi în cazul în care nu se respectă anumite reglementări. Primarul, la rândul său, poate desemna din oficiu sau la cerere o persoană din cadrul compartimentului care să aplice el însuși amenda. Deci sancțiuni contravenționale, da, de la avertisment până la amendă. Evident, nu? Evident, da. În regulă. Despre colaborarea sau cooperarea pe care o aveți cu structurile Ministerului de Interne. În primul rând lucrați cu ISU, nu? Da. Ce ne puteți spune despre cum colaborați cu detașamentul Rădăuț, cu inspectoratul Bucovina, ISU Suceava? Deci cu ambele eșaloane și cu inspectoratul, la nivelul inspectoratului și cu detașamentul, așa, administrația publică, vorbesc de OAT, cooperează în condiții foarte bune, ne informăm reciproc asupra situațiilor, asupra potențialelor pericole. Domnul comandant de la detașament a prezentat informări în cadrul ședințelor în ceea ce privește incendii, statistici, cauze, multe acțiuni de prevenire. De asemenea, inspectoratul este implicat în multe acțiuni de prevenire cu ocazia și controlelor, dar nu numai cu ocazia controlelor. Ei ne avizează toate planurile de evacuare, de intervenție la incendiu. Deci lucrăm ca un tot unitar. Evident, ei sunt specializați în chestiunea asta și, repet, profesionalism deosebit. Cu o lucrare excelentă, foarte bună. Și cu jandarmi, și cu, deci pe linia ordinii publice, cu ocazia manifestărilor, cunoașteți foarte bine. Deci nu există fricțiuni, nu sunt de conceput asemenea chestiuni. E chiar o colaborare apropiată și nu se face niciun exces de autoritate sau de ierarhie. E vorba de liniștea publică a orașului, de ordinea publică și toți sunt interesați spre acest obiectiv. Liniștea comunității. Sigur că da. Da, domnule colonel, mă uit la ceas, mai avem 6-7 minute. Dumneavoastră, când am făcut scurta prezentare sau ați făcut scurta prezentare, ați amintit că ați înființat și acea filială Cultul Eroilor. Da. Spuneți-ne mai multe, pentru că o parte dintre telespectatori v-au recunoscut de la, ca participant, ca organizator, a spune eu, pentru că dumneavoastră nu sunteți genul care să ieșiți în față, dar sunteți organizatorul mai multor manifestări din acest domeniu. Povestiți-ne câteva cuvinte despre. Un coleg de-al meu de la Suceava, a fost coleg de liceu militar, sigur, mi-a atras atenția că Rădăuțul este în posesia, în proprietatea unor morminte și opere comemorative care merită onorate mai mult. Ceea ce nu înseamnă că până acum ele nu au fost onorate. Și mi-a sugerat înființarea unei subfiliale a filialei Culturii Eroilor, Regina Maria, filiala Plăieșii Suceava. Acest lucru mi-a făcut multă plăcere. S-a ales un comitet, eu sunt președinte, domnul doctor Lazar este domnul colonel Nicolovici. Principala atribuție, activitate însușită cu bună știință și în mod voluntar este aceea de cinstire, de îngrijire a mormintelor și operelor comemorative a eroilor, ostașilor căzuți în luptă.
Am încercat și suntem în curs. Deja la Școala Generală 1 am înființat și cercuri ale cultului eroilor cu copiii. Am făcut o repartiție către școli a monumentelor, da, pentru orele de educație patriotică, care sunt sau ar trebui să fie. Noi ne străduim să le îngrijim, să acordăm cinstirea cuvenită eroilor și cu prilejul diferitelor evenimente, dar și în afara acestora, când nu se văd, dacă vedem că el începe să degradeze, la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Municipal s-au făcut niște îmbunătățiri acolo, s-au depus coroane acum de Ziua Eroilor, inclusiv la monumentele ostașilor străini. Ostașilor străini căzuți în luptă. E bine de că ați punctat. Da, pentru că ei toți au fost sub un comandament militar. Acest lucru se întâmplă pe bază de reciprocitate în toate statele unde există cimitir al eroilor căzuți în luptă, al ostașilor căzuți în luptă. Sigur, poate am putea face și mai mult, dar dacă aceste lucruri sunt făcute din inimă, de exemplu, uitați acum, pe 27 iunie, vom dezveli un bust al aviatorului Niculescu. Exact, care, ca să vă întreb. Care, cum bine spunea distinsa doamnă Male, nepoata aviatorului, prin munca ei și a unor oameni inimoși, a reușit să-l scoate dintr-un relativ anonimat pe acest erou al Unirii. Consiliul Județean Bacău ne-a donat un bust al aviatorului. Rămâne noi să facem restul până la împlinirea unei mici opere, să spunem, da, care va fi amplasată la vis-a-vis de Colegiul Rumuzachi în părculețul cu fântână arteziană pe 27 iunie. Vor fi invitați de la Consiliul Județean. O mică festivitate, nu de o amploare deosebită, dar suficientă, să spunem așa, repet, pentru scoaterea din relativul anonimat în care fusese aviatorul. Poate că ar fi bine să face parte din personalitățile din Rădăuțului. Asta vreau ca să vă spun, poate menționați sau ar trebui de menționat manifestarea pentru aviatorul Niculescu, care a fost o manifestare mare. Da, a fost o reușită. Care a implicat o organizare deosebită și... Da, a fost o reușită care mi-a rămas pe suflet și probabil nu numai mie. Am avut ajutorul Consiliului Județean Bacău, a forțelor militare, a flotilei de aviație de la Bacău, oameni inimoși cu care s-a cooperat foarte bine și ne-am închegat foarte bine. Într-adevăr, a rămas în... istoria recentă a Rădăuțului, să zic, o manifestare frumoasă și ne-am manifestat respectul și cinstirea față de oamenii care au contribuit fiecare pe linia lui la înfăptuirea Unirii. Da. Ce să vă spun? Eu vă doresc succes și acțiune. Da, de fapt, dumneavoastră sunteți un om de ispravă, cum se spune la noi. Da, vă mulțumesc pentru apreciere. Domnule colonel, ar mai fi multe de povestit, în schimb, dușmanul permanent al nostru. Timpul nu ne mai permite, am ajuns la capătul emisiunii. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitații și în același timp vreau să apreciez colaborarea, cooperarea pe care o avem cu dumneavoastră la Primăria Rădăuți. Vă asigur la rândul meu de aceeași colaborare fructuoasă și pe viitor, de informarea cetățenilor. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc mult! Așadar, punct final ediției de astăzi a raportului de eveniment. Vă reamintesc că în studio a fost colonelul în rezervă Păunel Andurceac, inspector de specialitate, compartiment protecție civilă, situații de urgență din Primăria Rădăuți. Eu sunt Luigi Gorăguie și până data viitoare vă doresc toate cele bune.